Precucernici părinți și iubiți credincioși, am luat cu toți aminte că în duminica aceasta a patra a Sfântului și Marelui Post s-au citit la momentul potrivit din timpul Sfintei Liturghii două pericope evanghelice. Prima a duminicii, a vindecării fiului celui bolnav, ce avea un duh surd și mut, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, capitolul 9, versetele 17 până la 32, iar a doua închinată Sfântului pe care îl pomenim astăzi, Sfântul Ioan Scărarul, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, care conține o parte, un fragment din predica de pe munte a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în care sunt relatate și ne sunt nouă expuse cele nouă fericiri. Vă veți întreba, și este bine dacă vă întrebați și dacă ne întrebăm, că întrebarea este binevenită și bineplăcută atunci când este pusă cu scop bun și sincer, căci de vrei să te mântuiești, cu întrebarea să călătorești, de ce în fiecare an Biserica a rânduit și a așezat din prea multa și bogata ei înțelepciune a se citi aceste pericope evanghelice și a fi pomeniți acești mari sfinți a ei în aceste duminici sorocite, aceleași, dacă vreți, din Sfântul și Marele Post. Adică în fiecare an, în duminica a patra, este pomenit Sfântul Ioan Scărarul, cu toate că el mai este pomenit de biserică și în fiecare an, la data de 30 martie, ziua mutării sale la cele veșnice. Toate acestea sunt așezate de către biserică în felul acesta, odată că generațiile sunt altele, ele se succed. Și totodată, mai ales pentru faptul că noi, oamenii, suntem tot la început. Suntem tot pe prima treaptă a pocăinței, a întoarcerii către Dumnezeu și a apropierii de El. Și nu reușim, de cele mai multe ori, nu reușim să mergem mai departe, să progresăm, să evoluăm, să ajungem pe cea de-a doua sau a treia sau a patra treaptă a urcușului nostru duhovnicesc. Rămânem tot acolo, înțepeniți și cramponați, chiar la începutul drumului. Unii ne împiedicăm și ne potignim, cădem și iarăși cădem. Și asta se întâmplă pentru că nu suntem sinceri, pentru că nu suntem serioși, pentru că nu suntem responsabili, pentru că nu-L căutăm cu adevărat pe Dumnezeu. De multe ori venim la biserică în virtutea unui obicei sau unei tradiții. Ne prevalăm de credința creștină, însă purtarea noastră nu este deloc creștinească. De multe ori găsim multe pretexte, scuze și motive care nu fac altceva decât ne înstrăinează și ne îndepărtează tot mai mult de Dumnezeu și de seminii noștri și chiar de noi înșine. Pentru că înainte de a fi sinceri cu Dumnezeu și cu aproapele, trebuie să fim foarte sinceri cu noi înșine. Și nu suntem. De foarte multe ori nu suntem pentru că nu realizăm faptul că cu Hristos, cu Dumnezeu, cu viața cea veșnică, cu mântuirea sufletului nostru, nu ne jucăm. Nu ne putem juca cu aceste lucruri. Și dacă am ști, dacă am conștientiza, dacă am realiza acest lucru, poate am fi mai schimbați de la un an la altul. De aceea, în fiecare an, iată, parcurgem Sfântul și Marele Post cu credința, cu nădejdea, cu speranța că poate vom ieși din ei la luminatul praznic al Învierii mai buni, mai luminați, nu mai întunecați, mai bucuroși, nu mai triști, mai fericiți, nu mai întristați. Însă,
de foarte multe ori rămânem blocați în același loc, pe aceeași treaptă. Suntem ca și tatăl fiului din Evanghelia de astăzi, cu o credință îndoielnică, cu părerea de a veni la Hristos atunci când avem nevoie, cu dorința de a ne rezolva repede problemele, de a ne vindeca cei de vindecat, de a tămădui cei de tămăduit, de a ne îndrepta, de a ne ajuta, de a fi oarecum la dispoziția noastră, la comanda noastră, la cheremul nostru. După care, fiecare cu ale Lui. Ne vedem de ale noastre, iar pe Hristos îl lăsăm să-și vadă de ale Lui. Suntem îndoielnici, suntem cu o credință slabă și slăbită, dar nici nu avem puterea sau capacitatea, ori calitatea Tatălui din Evanghelia de astăzi de a striga cu umilință, cu smerenie și cu căință sinceră, spunând ca El, cred, Doamne, dar ajută necredinței mele. Pentru că dacă îi vei spune cuiva, poate pe bună dreptate, deși nu avem calitatea de a judeca pe nimeni, dragă, dumneata, ești un necredincios. Cine eu? Cum îndrăznești, dumneata, să-mi spui mie una ca asta? Dar nu ți-e rușine? Și am sărit ca arși. Și atunci, dacă nu recunoaștem că suntem cu adevărat încă necredincioși, în străfundul inimii noastre, în adâncimea viețuirii noastre, în profunzimea nevoințelor noastre, noi suntem superficiali, suntem necredincioși. Acolo suntem. Oameni care avem multe îndoieli, oameni care avem multe ezitări, oameni care luăm din Sfânta Scriptură sau din învățătura Bisericii doar ce ne convine, care luăm așa doar praful de pe deasupra. Nu intrăm în miez, nu intrăm în conținutul profund al învățăturii dumnezeiești și în viețuirea cea serioasă și adâncă a Bisericii noastre celei drept măritoare. Și rămânem acolo. Nici umilința Tatălui nu avem, nici căința Lui nu avem, nici smerenia Lui. Avem doar îndoiala și necredința Lui. Iar dacă sunt momente de disperare în care și noi strigăm, trec repede. După ce ne-am văzut cu saci în căruță, după noi potopul. Gata, revenim și ne reîntoarcem la ale noastre. De aceea Mântuitorul a spus, o neam de necredincioși, până când voi mai fi cu voi? Până când vă voi mai răbda pe voi? Pentru că El este dezamăgit, amăgit și dezamăgit de purtarea noastră, de felul nostru de a ne comporta. El nu degeaba spune Scriptura, mulți chemați, puțini aleși, pentru că sunt puțini cei care se aleg ca neghina din grâu. Puțini sunt cei care au o atitudine radicală în viață, sunt momente când trebuie să iei decizii radicale cu tine însuți și atunci să spui gata până aici, mă schimb, mă transform, vreau să iau totul de la zero, punct și de la capăt, dar altfel, așa cum cere Hristos, așa cum vrea Hristos, așa cum spune învățătura Lui cea sfântă, cu dorința de a împlini cu adevărat voința Lui cea sfântă, cerească și veșnică. Știind că în felul acesta ne putem apropia și noi de scara urcușului duhovnicesc, pășind pe aceste trepte, pe aceste scări și urcând aievea cu adevărat. Altfel, totul este o aparență și ne aflăm de fapt într-o mare înșelare. Pentru că rămânem tot acolo. Venim la biserică, stăm la Sfânta Liturghie și ne întoarcem și iarăși o luăm de la capăt. Iarăși enervându-ne, iarăși judecând, iarăși cârtind, iarăși înjurând, iarăși fiind aceiași, care am fost și până a merge la biserică și la Sfânta Liturghie. Dacă ne impresionează ceva, poate că ne impresionează,
Și datorită atmosferei, a cântării, a slujirii, a predicii, problema e că ne ține foarte puțin. Exact atât, cel mult atât cât rămânem în biserică, cât suntem în biserică. După care ne revenim la ale noastre. De aceea, Sfântul Ioan Scărarul este pomenit în fiecare an. Pentru că Hristos și biserica vine să ne întrebe câți dintre noi am citit scara nevoinților sau scara raiului, lucrarea de căpătâi scrisă de acest om, care este originar din Palestina, care s-a mutat la veșnicile lăcașuri în anul 649 după Hristos și care a viețuit în muntele Sinai, acolo unde odinioară în Vechiul Testament, el, Moise, mergea să-i ridice, să primească de la Dumnezeu tablele legii cu cele 10 porunci. Și care sfânt, acolo nevoindu-se, trăind în a doua parte a secolului 6 și prima parte a secolului al 7-lea, ne-a lăsat o scriere extraordinară, numită așa, Scara sau Scara Nevoințelor. Lucrare ce o avem tradusă și în limba română, atât ca și lucrare, ca și volum de sine stătător, cât și ca parte integrantă a colecției Filocaliei Românești, ea constituind cel de-al 9-lea volum al Filocaliei, care Filocalie știți bine că a fost tradusă și deortosită la noi de către marele teolog al nostru, părintele profesor Dumitru Stăniloae. Câți deci am citit această scară, această lucrare, această carte pe care o găsiți inclusiv pe internet, toată. Și acolo puteți, și de acolo puteți accesa. Dar important este să o citim și să încercăm de acolo, văzând cum Sfinții Părinți au înțeles nevoința și lupta cu demonul de amiază al achediei sau cu demonul lăcomiei sau cu demonul mâniei, sau cu demonul mândriei, sau cu cel al vanității, al orgoliului personal, al mândriei. Din această carte, ca din multe alte scrieri și lucrări, vom vedea că noi ne aflăm într-un război duhovnicesc. Suntem ieșiți în ring, pe arena de luptă, unde trebuie să ne înarmăm bine și să luptăm, la un moment dat chiar cot la cot cu vrășmașul, care permanent ne atacă, răgnind ca un leu căutând pe cine să înghită. Însă dacă nu citim, dacă nu-l citim pe Sfântul Ioan Scăraru, care nu întâmplător în această duminică îi se potrivește lui pericopa evanghelică cu cele 9 fericiri ale Mântuitorului spuse de către el în predica de pe munte, pentru că sunt tot atâtea trepte ale urcușului duhovnicesc, cum sunt și cele 33 de trepte ale urcușului duhovnicesc din scara Sfântului Ioan, Sinaitul. Toate acestea citite și făcându-se conexiune între ele, veți deduce, veți observa, veți constata că ne duc în același loc, că ne învață același lucru, că ne apropie de același Dumnezeu, cu condiția să le știm, să le cunoaștem, să le recunoaștem și mai ales să le împlinim. Să ne nevoim și noi. Nu vom ajunge niciodată la măsura acestor sfinți într-o ale nevoinței. Dar să începem, precum Tatăl Fiului din Evanghelia de astăzi, să ne apropiem de Hristos, spunându-i Învățătorule, Fiul meu are un duh mut și surd. Acest trup al meu se luptă cu multe păcate, cu multe ispite și cu multe patimi. Și este deseori aruncat la pământ și este deseori biciuit de tot felul de încercări, ispite, curse sau obstacole. Și de când este el așa chinuit? Încă din pruncie. Pentru că, vedeți, și datorită precocității, și copiii mici sunt ispitiți de tineri, de frageți și ei intră în această vâltoare a acestei lumi
în acest malaz în care ne întâlnim cu păcatul și din păcate ne îndulcim cu el. Aceasta e marea tristețe, că ne învoim cu păcatul, ne îndulcim și ne dedulcim cu el, așa încât ajungem să viețuim împreună cu el, să coabităm cu el, în loc să-l scoatem și să-l îndepărtăm de la noi, tăind răul încă de la rădăcină. Și atunci Mântuitorul ne va spune și nouă, precum acestui tată: toate sunt cu putință celui ce crede, căci de va avea cineva credința lui cât un bob de grăunte, de muștar, va zice muntelui de aici să se arunce în mare și el se va muta și se va arunca. Dar noi nu avem. Noi avem îndoială multă. Noi avem o credință dintre aceasta de duminică și cel mult așa de sărbători. Noi avem o credință festivistă, de praznice, că e frumos la praznic, ne întâlnim, mai mâncăm, mai bem, mai judecăm, mai clevetim, mai povestim de unul și de altul, și asta e toată credința noastră. Iar când este să postim, să ne rugăm, căci acest soi de demoni, când a fost Mântuitorul întrebat de ucenici, dar noi de ce nu i-am putut scoate, a spus că acest soi de demon nu iese altfel decât cu rugăciune și cu post. Rugăciunea de toată vremea, căci Sfântul Apostol Pavel a spus: rugați-vă neîncetat. Și postul de toată vremea, postul de păcate și cel de bucate, dar mai ales cel de păcate, de fapte rele, de gânduri rele. Acolo vorbim de înfrânare. După cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, când postești tu, trupește să postească și ochii tăi de la a privi toate lucrurile necugetate ale acestei lumi. Să se înfrâneze și limba ta de la a vorbi toate cele netrebnice și deșarte ale acestei lumi. Să postească și urechile tale de la a asculta toate prostiile, toate flecărelile acestei lumi. Să asculți cuvântul lui Dumnezeu, să vezi voia lui Dumnezeu și mai ales să mărturisești învățătura lui Dumnezeu. Pe aceasta să o propovăduiești și mai ales pe aceasta să o împlinești prin mâinile și picioarele tale atunci când vei umbla și când vei săvârși oricare dintre lucrurile cu care te confrunți sau pe care le ai de realizat în viața ta cotidiană. Acesta e postul care alungă acest soi de demoni, aceste păcate, aceste vanități, care ele sunt surde și mute, ele nu se văd, dar se simt și se resimt, sunt acolo, colcăie în noi. De atâtea ori te surprinde reacția unui om și te miri și te întrebi: Domnule, dar nu mă așteptam la el la una ca aceasta. Vedeți? Și de multe ori una negativă, o reacție negativă, și de ce ești surprins? Neplăcut, negativ. Pentru că omul are în el un război pe care nu știu dacă l-a câștigat. O luptă pe care nu știu dacă a biruit. Mai degrabă, de multe ori, suntem înfrânți și învinși. Din această pericopă evanghelică și din viața Sfântului Ioan Scărarul și mai ales din cartea Scara Sfântului Ioan Sinaitul sau Scărarul, să învățăm măcar atâta, că acest soi de demon iese cu rugăciune și cu post, adică cu nevoință, adică cu înfrânare, cu luptă, cu asceză, cu gândul la Dumnezeu, punând virtutea opusă păcatului care te copleșește, adică mândriei punându-i smerenie, slavei deșarte punându-i umilință, mâniei punându-i răbdare, vorbirii și grăirii în deșert punându-i tăcerea, că dacă vorbești tu, când să mai vorbească Dumnezeu? N-ai când să-L mai auzi și să-L asculți pe El. De aceea, în dialogul acesta, pe care trebuie să-L avem în primul rând cu Dumnezeu și cu noi înșine, acolo chemându-L și invocându-L pe Dumnezeu, trebuie să lăsăm
să ne vorbească și El, să ne grăiască, să ne propovăduiască nouă voia Lui cea sfântă cu noi, cu fiecare dintre noi. Și să vorbim încet noi, în șoaptă, dar cu lacrimi de umilință, de căință, de părere de rău, de regret pentru toate păcatele săvârșite, rugându-ne fierbinte Lui, cerându-i ajutor și spunându-i, mărturisindu-i și recunoscându-i precum acest tată, că suntem niște necredincioși, că suntem niște superficiali, că suntem și acum niște începători și niște novice. În fond asta suntem, tot la început, tot jos, pe ultima treaptă, că n-avem puterea, n-avem calitatea și capacitatea de a depăși acest stadiu, de a ieși de acolo, de a merge mai departe, fiindcă nu vrem cu adevărat, fiindcă nu suntem sinceri cu adevărat, fiindcă nu suntem hotărâți în acest sens și radical în a ne schimba cu adevărat viața. Să știți că cu Hristos, cu Biserica, nu ne putem juca. N-avem pe cine credeți că mințim în relația om-Dumnezeu. Pe noi, pe noi ne mințim. Pe Dumnezeu n-avem cum să-L înșelăm. Din această Evanghelie, din această pericopă, din această duminică a patra a Sfântului și Marelui Post, iată că a trecut postul, mare parte din el, mai mult de jumătate, o lună de zile deja, mai avem 3 săptămâni până la luminatul praznic al Învierii, să învățăm și să înțelegem că acest soi de demoni iese cu rugăciune și cu post numai în mintea, în inima și în viața celui care crede că toate acestea sunt cu putință, că sunt dar de la Dumnezeu, că El este Cel care ne ajută, că El este Cel care ne scoate pe noi, dacă îi vom cere ajutorul cu umilință sinceră, cu căință autentică și cu regret sau părere de rău pentru toate cele rele pe care le-am săvârșit. Să ne ajute Dumnezeu ca de astăzi încolo să fim măcar cu unul din cele două picioare pe cea de-a doua treaptă a urcușului. Să prindem astfel curaj de a păși tot mai sus și tot mai în profunzime și în adâncime, ca acolo sus, în vârful scării, se află Hristos, de la care, dacă vom fi vrednici, vom primi cununa slavei celei cerești, a împărăției celei fără de sfârșit, din sânul preasfintei treimi, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.